Ziua, bine v-am găsit la analiza euro-dolar bazată pe acțiunea prețului. Acesta a avut parte de o scădere destul de interesantă până în nivelul 1.37, sub care nu a reușit să închidă pe un interval H1. Așadar, îl putem considera un nivel de suport destul de important. O închidere sub acesta ar putea lăsa loc liber unor noi căderi către 1.3664, iar pe de altă parte, o depășire a nivelului local de rezistență de la 1.3711 și o închidere ca să confirme acest breakout peste acest nivel ar putea duce la retestarea unui fost nivel de suport la 1.3733, iar mai sus decât atâta există 37.75, un nivel ceva mai important. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare!